Bine v-am găsit, prieteni, este vineri, o nouă ediție de Sport Arena la zi. Sunt neagră de supărare pentru că începe școala și pentru că e urât afară, dar mai ales pentru faptul că astăzi a trebuit să venim în uniformă și colegii mei n-au vrut să mă anunțe. Care colegi? Știți deja, Ionuț Florea, Dacian Varga. De ce nu m-ați anunțat, mă, și pe mine că se vine în uniformă azi? Te salutăm, în primul rând, Alice. Nu, eu te pup. Asta așa. Păi tu nu știi ești că... pe cămeșă. Da, și puteam să fiu și eu și pe tricou. Cei care stau în prima bancă vin în uniformă. A, și eu am față de ultima bancă. Ești puțin mai rebelă întotdeauna. Am înțeles. Stai că până la finalul emisiunii îmi las o șuviță așa pe ochi și... Dar de ce? Nu-ți place blouă? Poate foarte frumos. Și nici nu ne-am vorbit, să știi. Mulțumim frumos, colega. Ok, hai să trecem peste acest moment. Ce faceți? V-ați uitat la meciuri? V-ați uitat afară? Plouă, toată lumea face exerciții aviatice, un weekend plin de evenimente. Normal că ne-am uitat la meciuri. Eu unul, am spus-o și ieri, sunt bucuros că vedem meciuri zi de zi. Mi-ar plăcea place ritmul ăsta alert, exact, așa, nu? Mi-ar plăcea să se joace din 3 în 3 zile, pentru că vedem... Tot timpul așa? Ne ține în suspans, vedem meciuri bune, meciuri frumoase, cum am văzut și aseară. Începând de pe 8 septembrie, Dacian, vom vedea meciul din 3 în 3 zile, pentru că vom avea două echipe în Conference League, așadar vom vedea și meciuri europene, și meciuri din Liga 1 și vom avea această oportunitate să comparăm, Alice, să vedem nivelul din Europa și nivelul din România, chiar dacă noi îl știm de cele mai multe ori. Da, dar cred că e fan de văzut, exact. Adică și de, și cum, nu știu, de asociat anumite lucruri. De și cum spuneam mereu, sunt alte emoții când vedem meciuri europene. Deci de pe 8 septembrie vom avea meciuri din 3 în 3 zile, ulterior vine campionatul mondial, așadar vom avea despre ce să discutăm. Fotbalul revine în forță în casele noastre. Avem și câteva partide ale echipei naționale. Exact. Chiar avem activitate luna asta, măi băieți. O să fie chiar bine. Avem activitate, da. Păcat că eu cu Ionuț o să plecați în concediu. Iar plecați, da. Măi băieți. Dar fix acum, băi, unde vreți voi să plecați, trebuie este să... Este cald și bine. Stai liniștit. Știu că este cald și bine. Știu asta, voiam să spun că nu aveți VPN și nu puteți să urmăriți meciurile. Și pe mine... Pe mine nu mă sunați să stau așa cu telefonul în fața la televizor să prin FaceTime. Cine muncește în concediu, Alice, că spun. Muncește cineva în concediu? Eu credeam că te uiți de plăcere, nu de muncă. Merge și noi pe relax. Altul ceva. Umbreluță, șezlong, altceva. Te rog, hai să începem etapa. Că dacă îți mai spunem două, trei de unde o să mergem în vacanță, o să dai demisia de la Metropola. Dacian, îți doresc să mergi cu noi. Eu îmi doresc oricum să merg cu voi în toate părțile. Voi nu mă luați. Nu mai încerca să te bagi în sufletul meu și al lui Ionuț, că nu ai nicio șansă. E sold out, vrei să spui? Normal. Da. Hai că s-a glumit și azi, s-a râs, dar nu eu. Botoșan și FC Argeș. Dragilor, aseară spuneam chiar la finalul emisiunii că doar ce începea meciul, dar n-am apucat să fim alături de voi să vă povestim ceva. Modestie, 0-0, câte un punct pentru fiecare, deși nu știu cât de mulțumiți au fost și de o parte și de cealaltă, pentru că știm foarte bine, cursa pentru play-off începe foarte devreme pentru echipele care nu au competiții europene în care să se implice și orice punct cam contează, nu? Nu. La ce? Nu? Nu? Contează de la prima etapă. Păi asta am zis. Contează de la prima etapă. Iar acum este un prilej bun pentru celelalte echipe, ținând cont că FCSB-ul și CFR Cluj sunt angrenate și în competiția europeană. Dar, din păcate, cum am văzut, multe echipe s-au împiedicat. Sau nu au reușit să ia toate cele trei puncte. La fel cum a fost și partida de ieri, FC Argeș cu Botoșani. Un 0-0, din punctul meu de vedere, echitabil. Că amândouă echipele au avut șanse de a marca, dar, repet, la Botoșani mă așteptam mult mai mult. Dacă la FC Argeș știm că este echipa care este ca un roller coaster, joacă bine, apoi au două, trei meciuri mai slăbuțe. Sunt la extreme un pic. Exact. Botoșani a avut un început foarte bun de campionat, cu toate că a pierdut etapa trecută. Acum, sincer, chiar mă așteptam la o victorie din partea celor de la Botoșani, dar au rămas acolo, sunt în continuare acolo sus și... Cred că o să fie în primele șase, din punctul meu de vedere. Da, momentan avem locurile 5 și locul 7. Deci avem 5 și 7, FC Argeș este pe locul 5 și Botoșaniu pe 7. Să nu uităm faptul că totuși avem câteva restanțe
la trei dintre echipe. Cam așa arată clasamentul în momentul de față, până se recalibrează cu ceea ce nu pierdut, a amânat. Ceea ce am constatat, Alice, în acest început de campionat este lipsa constanței. Exceptând două echipe, Rapid și FC Argeș, și Faru Constanța, iartă-mă, celelalte echipe nu reușesc să lege două, trei rezultate mai pozitive. Mai spune o dată, cine? Rapid și Faru. A doua. Cum? Cum se cheamă? Despre Farul Constanța vorbeai? Deci, excepând aceste două formații, bineînțeles, dar ce am profită de moment să îi ridic mingea la fileu, a și lovit-o, a revenit-o la el, a mai lovit-o odată. Deci, excepând aceste două formații care arată o constanță în joc, celelalte nu reușesc să lege două rezultate pozitive. Până la urmă, Argeș continuă să fie o echipă de teren propriu, Dacian, pentru că se transformă în momentul în care părăsește zona din trivale, însă devine o adevărată bestianera pentru Botoșan. Pentru că să nu uităm ce s-a întâmplat în sezonul trecut, a mers la Botoșan să bată, era singura soluție pe care o avea ultima pentru a etapă. Play-off-ul, în timp ce Botoșan avea rezultat de egalitate și victoria, reușește să câștige și... Chiar să întoarcă rezultatul, chiar dacă ne aducem aminte, nu? Exact. Au avut 1-0 cei de la Botoșan și au întors rezultatul. Încep să dezvoltă un complex botoșanin, deși n-au jucat rău, parcă au fost puțin mai prezenți în joc ca număr de ocazii, însă s-au precipitat în fața porții, nu au avut luciditate și poate putem discuta și de o fază controversată, un posibil penalti pentru botoșeneni la un hands, însă mi s-a părut puțin totuși reacția lui Mihai Teja vehementă la ceea ce s-a întâmplat în momentul respectiv, acuzând faptul că arbitrul chiar și cu VAR nu ar fi dorit să acorde lovitură de la 11 metri. Până la urmă, la cum au arătat ostilitățile, este un punct muncit pentru ambele formații care au posibilitatea în următoarea etapă, Botoșan mergând la Ploiești și Argeș primind vizita lui Hermannstadt, să-și recupereze aceste două puncte pierdute fiecare dintre ele. Sau nu. Cel puțin teoretic. Da, sau nu. Pentru că dacă ieri discutam în emisiunea despre partea celor de la Hermannstadt cu cei de la CSU Craiova și luând în considerare anumite diferențe, că vorbim de lot, că vorbim de statut financiar, că vorbim de compoziția echipei, a fost 1-0 pentru formația din Sibiu. Cu toate problemele care au fost, știm foarte bine, nu voiam să zic etapa anterioară, săptămâna trecută, dar etapa anterioară în aceeași săptămână. Părea o simplă formalitate pentru Craiova, Dacia, nu? La cum arătau lucrurile acolo. Da, ținând cont că, în primul rând, Sibiu nu joacă acasă, da? Joacă la Mediaș, dar... O partidă slabă făcută de cei de la CS Universitatea Craiova, adică exact cum a spus și antrenorul celor la CS Universitatea, Mirel Rădoi, nu meritau niciun punct. Bun, dar cum îți explici că după ce reușești să întreb același lucru, bați Botoșani, e adevărat, poate la ultima fază a partidei, te duci la Hermannstadt, o echipă măcinată de probleme financiare, chiar dacă pe ultima sută din ce în am teren înțeles... Nu se vede, în teren... Ai observat chestia asta în teren la Hermannstadt? Da, asta înseamnă că sunt sus, o echipă. Când te duci acolo tu, Craiova, sau pur și simplu nu ți-ai ieșit jocul în ziua respectivă? Bine, nu cred. Mi-e greu să cred că cei de la CS Universitate cred că ar trebui să fii un pic naiv să desconsideri pe cineva. Au venit pe vârful la Mediaș. Ținând cont că era Hermannstadt echipa neînvinsă în campionat, au făcut partide bune. O surpriză plăcută și mă bucur. Am o completare, pentru că ca să vezi ce prietenă de treabă sunt și ce așa. Vezi că și Farul e singura echipă neînvinsă, nu? Zic bine, zic eu. Da. Lasă-l să ajungă la Farul Constanța, echipa. Și Farul Constanța, da, corect, și Farul Constanța. Vezi? Și poți tot să faci eu dată telefon, că este echipa mea. Pe care am ales-o. Vi se pare normal, tot eu sunt aia care, pe mine nu anunță nimeni nimic, eu nu merg cu ei în vacanță, dar când e de prietenie, Alice știe tot. De asta ești pus aici, să ne ajut. Să fiu prietena voastră. Să ne ajut. De aia sunt pus aici, să fiu prietena voastră. Este? Da. Super. Nu așa a spus Bianca. Alice, prietena voastră. Dar tu nu așa mă prezinți oamenilor? Că suntem prieteni, că suntem amici? Sau colegi. Colega. A, mai am până la prietenie. Mai ai până la prietenie. Hai. Adică acum compari relația mea cu Ionut. Ai făcut toate de drumul. Da. Cred că mai am câteva persoane pe care aș putea să le întreb și nici persoanele respective nu cred că ar putea să compare relația asta voastră. Dar mă rog, hai. Mai sunt chiar. Da, mai sunt prieteni. Revenind la meci, o greșeală a făcut ca scorul să fie 1-0 pentru Hermannstadt. Greșeală din punctul meu nepermisă. Adică să bagi mingea în centru, fundaș central. Dar știi de ce se întâmplă asta, Dacian? Pentru că
Mitrea este singurul fundaș central de la Craiova care verticalizează. Dacă stai să urmărești meciurile de când a venit el, este singurul care începe și încearcă să iuțească jocul, să nu paseze în lateral. Dacă te uiți la ceilalți fundași centrali, fie că a fost Fab, fie că a fost brazilian... Să știi că te contrazic, pentru că Silva, parcă îl cheamă pe fundașul central, mie mi-a plăcut când are mingea la picior, să știi că de multe ori iese cu mingea la picior și el verticalizează față de Pab și Găman. Cred că de aici apar greșelile. În momentul în care dorești să iuțești jocul, în momentul în care dorești să verticalizezi, te expui. A fost o pasă interceptată foarte bine, dar gândește cât de repede a gândit Minnesota faza. Deci, în momentul în care a primit mingea, a știut deja unde s-o dea. Nici măcar nu s-a gândit. A lovit-o din prima era și gaura mare. Era acolo, adevărat. Era gaură între fundași, și Mitre, exact, între fundașii centrale. Adică, n-aveai cum să joci la margine. E normal să joci pas în față, pe vârf. Și mi-a plăcut și atacantul celor de la Hermannstadt, nu numai la meciul de seara trecută, la toate partidele l-am urmărit, este un atacant bun, simte golul, are execuții bune. Revenind la CS Universitatea, și după ce au încasat primul gol, parcă au dat în gol, au pedalat în gol, să spun așa, pentru că nu au reușit. Cu toate că au avut multe cornere după minutul 60, au avut multe cornere, dar foarte greu s-au apropiat de poarta celor de la Hermannstadt. În schimb, Hermannstadt mi-a plăcut că au fost foarte compacți între mijlocași și fundași. Au fost spații foarte mici, exact cum mai spuneam și noi. 10-15 metri trebuie să fie între fundaș și mijlocaș. Exact asta am văzut. Am văzut, cu toate că se spunea că au primit banii, că acum o să se relaxeze. Nu. Am văzut niște jucători disperați să câștige. Au băgat toți capul în contră. Exact ce n-am văzut, dacă mai țineți minte ce spuneam de jucătorii celor de la Dinamo în sezonul trecut, când zic, băi, îmi doresc să văd o echipă care se dăruiește. N-avem cum să nu ținem minte, pentru că, dacă nu mă înșel și nu cred că sunt departe de realitate, cred că era lucru pe care îl spuneai la absolut fiecare emisiune. Aveai două variante. Când... Fie spuneai marțea, când vorbeam de ce s-a întâmplat pe weekend, mi-aș fi dorit să, exact. Sau spuneai vinerea, îmi doresc să, schimbai doar timpul. Adică era același... Asta spun, adică... Da. Ce am văzut la Hermannstadt, am rămas plăcut surprins și... Cred că toți jucătorii de acolo merită lăudați, apreciați, felicitați, pentru că au reușit, fără niciun bănuț, fără condiții, să intre pe teren și să demonstreze că sunt fotbaliști. Bravo lor și felicitări! Da, și până la urmă, în momentul în care nu reușiți să accelerezi Alice în fața unei echipe care se grupează foarte bine în fața careului, e imposibil să o desfaci. Poți avea varianta doar să scoți la margine și să vii de acolo cu centrări. Însă, în momentul în care nu ești lucid și nu reușești pe parcursul acestei partide să schimbi tactica în funcție de ceea ce vezi în fața ta, apare această posesie lentă, de la stânga la dreapta, și până la urmă este foarte, foarte greu să spargi o defensivă cum este cea a sibienilor și până la urmă merită felicitați, pentru că, iată, este una dintre echipele, așa cum subliniai și tu, neînvinsă, deși este nou promovată și are 90% dintre jucătorii din divizia B. Voiam să ajung și să vă spun faptul că, dacă ne uităm un pic la clasament în momentul de față, știu că au trecut foarte puține etape, dar cu toate astea, chiar și din puținele etape care treceau în sezoanele anterioare, avem două echipe nou promovate. Cumva, așa, hai zi! Avem două echipe nou promovate care sunt în primele șase. Da, avem locul 3 și locul 4. Avem Petrolul și Hermannstadt pe în ordine... Da, dacă Petrol a început mai greu, acum arată foarte bine. Hermannstadt pare că o ține așa, constant. Uite, să 14 că... puncte sunt 14 puncte până la urmă. Și să știi că și Cluj au avut mult ghinion, din punctul meu de vedere, Cluj. Mai ales de început de campionat au avut multe, au avut câteva etape, da? În care au jucat foarte bine. Și trebuiau să câștige mai multe puncte, e adevărat. Asta spun, adică toate echipele care au intrat în Liga 1 acum... Până în momentul de față, nu au arătat de echipe de Liga 2. Și asta ce ar trebui să le arate?
Cred că am putea să dăm în reluare o altă emisiune, că asta voiam și să... Vrei să întreb? Hai să vă arătăm acum prietenia dintre noi, ce Dumnezeu, Dacian m-a completat pe mine, acum eu îl completez pe Ionuț. Vrei să întreb ce arată asta? Că a scăzut nivelul ligii întâi sau că este crescut nivelul în Liga a doua, Dacian? Eu cred că am fost vocea din capul lui Ionuț. Eu cred că a crescut Liga a doua. Cred că a crescut Liga a doua. Și a scăzut și Liga întâi un pic, nu ți se pare? Nu mi se pare că se pare normal ca o echipă care transferă 10 jucători și investește aproape 4 milioane în două săptămâni să nu fie capabilă să bată o nouă promovată? O să investești și 50 de milioane, Ionuț, dacă nu investești cu cap. Da. Asta nu înseamnă că dacă investești 10 milioane ai luat campionatul. Nu, dar poți măcar să ai pretenția să bați o nouă promovată la tine acasă și nu să-ți mulci un egal în minutul 94. Repet. E vorba de un management defectuos. Acolo, da, din punctul meu de vedere, da. Punctul meu de vedere, da. Chiar citeam și un articol astăzi în ziar, spunea Victor Pițurcă că 3-4 milioane de euro sau câți bani s-au dat pe acei jucători, cred că luai jucători din străinătate mult mai buni decât... Da, asta mă... Dar asta este politica lor, adică sunt fiecare banii își gestionează dânsului, banii cum crede, da. Exact, nu poți să te bagi acolo în bucătăria internă. Ești pe telepatie? Ești? Avem două întrebări deja, nu? La care ne gândeam amândoi, Ali, spune acum. Ai ținut cont? Ei. Da? Foarte tare. Uite să-mi zici când facem o sumă mai frumușică să ne luăm un tort. Mă rog, și îl dăm cu cardul lui Dacian. Așa, Sepsi cum nu, e, veni astăzi. Nu, că el îmi vreau cu cash, să știi. Asta că e bine, că știu și pe ea unde îi ține, e ok. Avem Sepsi Oseca și CS Mioveni la ora 18:45. Destul de pe repede înainte, cred că cei de la Sepsi își doresc să recupereze totuși punctele pierdute în ultima perioadă, pe partea cealaltă CS Mioveni, cu schimbările aferente, dar și cu rezultatele care au scârțit un pic. Vedem ce așteptări avem? Deja Sepsi au două meciuri în care au luat 0 puncte. Deci, da. Și ținând cont că acum nu mai sunt în Europa. Dar nu mai sunt implicați în competiția extra în Europa. Așa că dacă își doresc să... Sunt ferm convins că își doresc să intre în play-off, ar trebui să accelereze. Să se miște un pic. Să se miște mai cu talent, pentru că dacă trec punctele pe lângă ei, s-ar putea când se trage linie la sfârșitul campionatului să fie sub linie. Nemulțumiți. Că tot vorbeam de Constanță. Știi că spuneam că Sepsi ni se pare echipa momentului în primele 3-4 etape, ca joc, ca ritm, da, ca joc, intensitate. Exact, au început foarte bine. Cum în 3 etape reușiți să obții un punct sau două sau niciunul? Cum se poate întâmpla ca o echipă care este atât de bine ancorată și cu o formă atât de bună să capoteze și să nu mai poată să obțină în Liga 1 un punct în două etape, întâlnind echipe relativ de nivelul lor? Mă refer la U Craiova, Rapid pierzi acasă și nu mai poți să marchezi o echipă. A avut și două meciuri grele. Și Rapid a jucat foarte bine la Sepsi și Universitatea Craiova. Adică, în punctul meu de vedere, două echipe foarte bune. Două echipe care și ele, la rândul lor, se bat pentru play-off. Da. Au avut două meciuri grele. Dar prea puțin au. Până la urmă, cred că ei își doresc să meargă și la anul în Europa și trebuie să fie obișnuiți cu meciurile de genul ăsta. Pentru că în Europa ai văzut că nu dai de echipe slabe, cu toate că joci în, nu știu, un tur preliminar. Și în primul tur și în al doilea tur conference, da? Toți sunt echipe bune. Da, și au chinuit acum să întâlnească un Mioveni aflat într-o ușoară creștere de formă, Alice. Până la urmă a trecut la Mustață să obține 3 puncte etapa trecută, dacă nu iroseau acel penalti minutul 90+2. A venit Flaviu Stoican la Mioveni, a obținut primul punct în deplasare, a obținut încă un punct acasă. Conform calculelor hârtiei, ar trebui să obțină victoria. Nu le va fi ușor, pentru că pe terenul Sepsi, spuneam eu, se câștigă foarte greu. Dar nici covăznenii nu sunt în cea mai bună formă a vieților. Și apropo de Mioveni, Alice, ca să vezi cum se întâmplă lucrurile în viață, că întotdeauna un șut în fund e un pas înainte, Alex Pelici, fostul antrenor al lui Mioveni, a fost numit selecționerul Under-19 al României. Așadar, să-i urăm succes, pentru că este un antrenor de valoare și Federația Română de Fotbal cred că a optat bine pentru a aduce un antrenor tot cu experiență la acest nivel juvenil al fotbalului. Să știi că și eu sunt curios, și eu am citit acea știre. Sunt curios să văd dacă domnul Pelici o să aibă rezultate la... Sau dacă îl prinde postura asta de selecționer, pentru că noi întotdeauna am spus că este totuși o meserie diferită de foarte a fi antrenor diferită, da. Foarte de a fi diferită. Selecționer.
Una e să fii zi de zi cu jucătorii și una e să... Dar poate avea și domnia asta nevoie de o perioadă din asta mai... Sau și cu siguranță, cred că e o experiență extraordinară pentru absolut orice antrenor și orice om în această industrie. Adică nu cred că... Mai ales că... Da, s-au aliniat planetele, cum s-ar spune pentru domnul Perișta. Federației și mă bucur că, uite, și federația și mai... alocă atenția și către un alt tip de antrenori decât acești antrenori tineri pe care i-a promovat și cărora a încercat să le ofere încredere de fiecare dată. Sper totuși să fie cu succes. Da. Sper totuși să fie cu succes. Sunt, pentru că, cu toate că el antrenează de mult, domnul Pelici antrenează de mult, doar că e ceva nou și pentru, și pentru dânsul. Cum am spus și mai devreme. Una e să stai zi de zi cu jucătorii, să-i cunoști foarte bine, cunoști, vezi zi de zi la antrenament, pregătești, ai timp să pregătești. La echipa națională ai... Dar va fi într-o companie selectă daciană, alături de Daniel Pancu, alături de Emil Săndoi, alături de Eduard Iordănescu. Cred că acum și la echipa națională, mă refer la antrenori, s-a făcut un mix. Așa. Exact. Nu? Tineri antrenori tineri cu antrenori cu mai multă experiență. Și pe mine, sincer, mă bucură chestia, pentru că sunt convins că toți au de învățat unul de la altul. Și cu siguranță vor comunica. Nu cred că nu există comunicare la echipa națională. Luând acum și profilul fiecăruia în parte, nu mi se pare niciunul dintre ei. Cât am apucat să-i cunoaștem aici, în cadrul emisiunii noastre, nu mi se pare niciunul dintre ei închis așa. Exact. Chiar nu mi se pare cel puțin. Da, nici eu nu cred. Serios, adică atât cât am apucat să-i cunoaștem, strict prin prisma emisiunii, că am vorbit de multe ori la telefon cu domnul Peliș, l-am avut în studio pe Emil Săndoi și am vorbit cu el la telefon de Dumnezeu știe câte ori. La fel Daniel Pancu, atât prin telefon cât și aici în studio cu Edi Iordănescu, n-am avut ocazia, dar intuim, să zicem așa, tu poate îl cunoști de aceea. Îl cunosc, l-am prins, da. A fost antrenorul secund. Adică niciunul dintre ei chiar nu pare niciunul bățos așa. Nu, și Edi Iordănescu, exact. Este un dintre cei mai buni antrenori. Hai că poate e anul victoriilor pentru România la toate sporturile, că a mers bine până acum. Chiar foarte bine. Ne-a mers foarte bine în toate sporturile. Să știi că am mai luat o medalie de argint. Am mai luat o medalie de argint, așa este. Dar știi că dintre noi tu ești singurul medaliat aici. Aul. Ai uitat la ediția specială de Sfânta Maria, când postul nostru a împlinit 2 ani. Ai fost medaliat oficial dacian. Deci când vorbești de medalii, poți să te aduci și pe tine în discuție, pentru că ai urcat pe cea mai înaltă treaptă. Până la urmă, aurul a stat la gâtul tău. Chiar dacă ai donat medalia, a stat la gâtul tău. Da, deci medalia a fost pasată. Mi s-a șoptit în cască, trebuie să recunosc. Scuze, Bian. Nu te dacă, tu trebuie să plătești masa. Eu care am dat pe lângă poartă 2 metri. Ți-a dat medalia? Ai primit-o? La cine e medalia în secunda asta acasă? La cine e? La cine e medalia? La mine, da. Asta... Nu puteam să-i dau lui Cristi, ce naiba? Ar fi fost și culme. Ar fi fost culme să-i dau lui Cristi. Da, mă, dar voi ați mai avut medalii de campion la gât. Auzi, hai că ne-a plăcut... Nu, dar mă uit la ceas, mă uit câte meciuri mai avem și îmi place la vorbă, nu trecut, zic, dar... Abia am vorbit de prima... Exact, hai să vorbim și despre cei de la Ucluș cu cei de la FCU Craiova, pentru că va fi un meci destul de interesant, zic eu. Universitatea Cluj nu joacă iar pe terenul lor. Nu joacă... Suspendat terenul, două etape au primit suspendare. Acum poate să fie de bun augur pentru ei, pentru că de unde vedere au jucat mai bine. Da, joacă la Mediaș? Nu știu unde, chiar nu știu. Unde, pentru că dacă joacă la Mediaș, mi-e greu să cred că se va putea juca la 24 de ore după ce s-a jucat aseară Hermannstadt cu CSU. Am o ploaie torențială acolo. Pe lângă faptul că a plouat torențial tot meciul. Da, gazonul, la Mediaș. Da, va fi extrem de interesant să vedem fotbal diseară. Cred că un avantaj pentru Universitatea Cluj. Da. Pentru că Universitatea Craiova e o echipă care îi place posesia, care joacă ofensiv. Acum să vedem și Universitatea Cluj, pentru că și ei au nevoie de puncte. Nu cred că s-ar mulțumi doar cu un punct. Adică da, trebuie să victorie până la acest moment. Trebuie să iasă și să atace. Da, și pentru Craiova va fi interesant să vedem ales cum îl va înlocui pe Andrea Companio, pentru că pe lângă accidentatul Bauza mai pierde o gură de foc. Și chiar dacă patronul Adrian Mititelu a spus că își va schimba politica și că va vinde orice jucător, chiar și rivalei din oraș,
Mi-e teamă că nu va fi de succes o astfel de politică să încep să-ți vinzi vârfurile din echipă în prin sezon, mai ales că obiectivul echipei și personal al domniei sale este în continuare play-off-ul. U, de partea cealaltă, nu a reușit să câștige până în acest moment, deși a avut meciuri în care poate cu puțină șansă ar fi trebuit să o facă. Este și acolo această nevoie de a sparge gheața și de a lucra puțin la moralul jucătorilor. Asta încearcă și Eugen Neagoe, însă întâlnește un adversar, așa cum sublinea și Dacian, care ține foarte mult de minge și va trebui să marchezi tu primul dacă vrei să ai o șansă să câștigi. Dacă va înscrie FCU, mi-e teamă că la felul în care știe să gestioneze posesia echipa lui Marius Croitoriu, va fi greu Universității să întoarcă rezultatul. Să vedem, să vedem și cum o să se prezinte gazonul. Dacă nu, mi-aduc aminte... Umed, sigur. Umed ca umed, dar... Să nu fie de surf. Adică mi-aduc aminte de o partidă din campionatul trecut, de la FC Voluntar, dacă nu mă înșel acasă, unde chiar surf puteai să faci, din păcate. Da, o să le fie greu și celor de la Universitatea și celor de la Craiova... Să nu fie un meci de luptă, să vedem... Asta spun, să vedem numai mingi lungi, pentru că nu o să poți să pasezi, nu o să poți să ai o posesie și atunci să se joace... numai minge lungă, să se bazeze să căutăm foarte mult pe faze fixe. Cum e vremea la Mediaș. Repede să vedem ce s-a întâmplat. Dar întâi de toate, pentru că colegul Ionuț, ai lipsit. Ieri ai lipsit. Te-au pomenit băieții. Dar ce-a fost aici despre tine și despre UTA Arad? Avem meci la Arad, vine Chindia Târgoviște, lucrurile trebuie un pic gestionate, pentru că prietenul nostru Ilie Poenaru... Da, cred că și-ar dori mult mai mult. Poenaru, pe care l-am văzut dând cu mătura zilele acestea la stadionul Francis Neumann. Spuneam așa, stadionul și... acela nou, superb, însă din nou apa a ajuns până foarte la mari probleme, da. După o ploaie torențială. Au noroc că întâlnesc o echipă aflată într-o totală derivă, Alice. Chindia nu reușește să arate ca o echipă de Liga 1 în acest început de sezon. Nu reușește să facă această conexiune între antrenor și jucători și l-am auzit pe Adi Mihalcea după partidă ieșind și spunând că poate jucătorii nu au valoare și de aceea nici nu primesc oferte. Nu știu care este în momentul de față relația dintre vestiar și tehnician, însă în momentul în care ieși ca antrenor și îți acuzi jucătorii că nu au valoare și că de aceea nu ia nimeni pentru că nu reușește să facă niciun meci bun, există posibilitatea, fără voia ta, să produci un scurt circuit. Bine, acum, sincer, spun Ionuț, tu ai luat jucători de la o echipă care nu câștigă și Chindia? Da, adică... ai dreptate, Dacian, dar cum mai reușești nu, tu ca eu mă refer ca și jucător. Tu vrei să te gândești că vrei să pleci, dar tu nu câștigi cu echipa ta. Adică e foarte greu să te transferi așa. E foarte greu să te transferi așa. Din punctul meu de vedere, Chindia Târgoviște... Are nevoie de un refresh. Da, este o umbră un a echipei. Mare refresh. Nu, are nevoie doar de că... jucători. Are nevoie de jucători, Alice. Refresh, dar 5 septembrie se apropie, nu? E data da, limită. Se apropie, însă noi, ca de obicei, vom transfera jucători liberi de contract, Alice, a căror legitimare se poate face pe întregul an. Să vedem ce se întâmplă. Așa cum se întâmplă de fiecare dată. UTA însă poate să încerce să-și panseze rănile cu un adversar care vine și nu știe ce joacă, în primul rând, pentru că să ai un jucător în plus și totuși să iei gol după ce reușești să egalezi, arată că ești de o naivitate ieșită din comun. Da, vedem ce se întâmplă. Intrăm pe ultimele partide, ultimele patru. Voluntari întâlnește acasă Rapid București. Cu siguranță cei de la Rapid sunt într-o formă de zile mari. O spune și locul din clasament și numărul de puncte, dar și atmosfera din cadrul întregii echipe. Mi se pare drăguț de precizat faptul că cei de la Rapid, pe lângă faptul că se ocupă foarte bine de anumite aspecte care țin strict de latura sportivă, se ocupă excelent și de ce înseamnă PR și marketing. Și au, nu știu dacă ați văzut, pe pagina lor, au unul din fotografii echipei, a remarcat de ceva timp un cuplu de bătrâni, de oameni în vârstă, care vin de fiecare dată, indiferent de vreme, la meciuri și aparent în comentarii lumea spunea că îi știu că vin chiar și de când au luat-o de la capăt, din ligile inferioare și vin tot timpul, așa că cei de la Rapid îi caută pe cei doi. Nu știu dacă i-au găsit până la ora aceasta, dar dacă știți despre cine e vorba, mergeți acolo și spuneți-le. Da, vor să le facă un cadou. Tricou. Vor primi un tricou din partea echipei, aceasta este informația, și Rapid, într-adevăr, reușește să arate ca un club european alis. Avem merchandising, exact. Avem NFT-uri, exact. Avem chiar și fetele, da, care vin și susțin echipa. Un club că sunt unii mai needucați și fac ce fac e altceva, dar arată foarte bine.
Da, arată din foarte bine. Gestul mi s-a părut foarte bine. Din toate punctele de vedere arată foarte bine Rapidul. Și pe teren arată foarte bine Rapidul. Și se eu poate. Cred că au mari șanse să intre în play-off. Fără discuție, Rapid este candidată certă la play-off și aș merge mai departe chiar la un loc european, Alice, pentru că poate specula acest moment favorabil lor, reușesc să câștige după cel mai greu început de campionat pe care l-au avut din istorie, dacă îmi permiți, cu cele patru echipe pe care le-au întâlnit de fruntaș, foc. Exact, au reușit să câștige, gândește ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi pierdut surprinzător la Ploiești. Acolo unde poate un rezultat de egalitate ar fi fost mai drept la cum s-a jucat, Rapid a reușit să creeze această emulație și să umple stadionul la fiecare meci, indiferent de ora la care joacă. Să nu uităm, a jucat cu Cluj la ora 22, la care o să mărturisesc sincer că mi-era greu să-mi simt de tine. Știm. Așa se întâmplă când ai mai multe joburi, seara se întâmplă să mai cazi chiar și în timpul partidelor. A reușit să câștige... Trebuia să fie afară, ca să fie oxigen, da. Să... Vrea să deschizi geamul, de ce stai cu geamul închis? Nu, a simțit că am băgat o înțepătură aici pe stânga. Cred hai, treci peste Dacian. Și merge la o echipă aflată în suferință. Voluntar, din păcate, este departe de echipa din sezonul trecut și l-am auzit pentru prima oară pe Liviu Ciobotariu ieșind după un meci și acuzându-și un jucător pentru punctele pierdute. Și mai ales este vorba de un jucător care a salvat Voluntariu de foarte multe ori și aici mă refer la portarul Popa, care... a făcut o greșeală din punctul meu de vedere, însă dacă stăm să ne uităm chiar la felul, crezi că golul 2 putea fi evitat la șutul lui Hefte? Care a fost a doua greșeală? A fost lovitura liberă executată aproape perfect de Petrila, unde nu știu dacă ar fi avut reacție. Nu, acolo nu. Da. A fost golul lui Hefte, un șut pe direcția lui, dar foarte puternic care s-a dus pe direcția lui. Da, dar a fost tare și relativ aproape. La fotbal mai se trage și tare, Ionuț. Adică nu doar plasat. Tu care trăgeai mereu din afară. Eu eram unul care nu trăgeam, din contră, eu nu trăgeam. Ah, și scuze, am avut și o dilemă vis-a-vis de tine, nu? Ieri, câte penaltiuri ai dat și câte ai ratat, câte ai avut în total? Eu nu știi? Da, de unde să știi? Cred că a dat două. Cum două, Ionuț? Nu, în toată cariera lui. De două goluri? Nu, din penalti. Ah, da? Ai dat mai multe? Am ratat trei. Vreau să știm câte ai avut în total și ne-am bazat pe tine. Nu, nu știu statistica asta. Unde ți-a lipsit? Nu-l cunoșteam atât de bine atunci, nu... Cum de ți-a avem timp acum când mergem în concediu frumos să scoatem statistica. Bă, poate, nu veni, poate nu veniți din concediu cu multe filmări și cu o carte scrisă eventual. Că cu vă... drona vom filma. Uite o bandă de dronă! Da, mă, burghezi. Hai să trecem la următoarea partidă. Avem Petrolul și cei de la Botoșani. Măi, fiți cu minți. Petrolul și Botoșani. E cam care pe care, a? E bine că totuși Petrolul s-a deplasat. Da. A jucat tot acasă. Și când joacă în deplasare, joacă acasă. Au fost niște frământări acolo în... Cred că încă Ploiești, sunt. Da? La club, ce se întâmplă cu Gabi Tamaș, nu știm dacă a reziliat sau reziliază. Pleacă, sau... nu pleacă, ce se întâmplă, da. Exact. Bine, cred că el a tot așteptat și nu cred că doar el. Cred că el a ieșit în față să spună ce se întâmplă. Îl știm pe Gabi ca fiind purtător adică de cuvânt. Are un statut care îi permite să facă. Exact, să nu arunce pe altul la înaintare, poate... jucător respectiv putea să fie amendat sau dat afară, așa, a ieșit el în față și atunci... Sunt curios dacă o să se rezolve problemele, cum am spus și ieri. Îmi doresc să nu mai vedem ce s-a întâmplat în sezonul trecut, unde două echipe vorbeam, de n-aveam ce să vorbim pe românește. Vorbeam că era necesar să trecem exact. Pe fiecare partidă. Ne-am bucurat că am auzit că la Hermannstadt cât de cât... Da, se stabilizează. Li s-au plătit niște bani. Sperăm ca și la Petrolul să se rezolve problemele financiare ca să vedem și noi un fotbal de calitate și să nu povestim de... Da, să nu patinăm atât noi în gol. De partea financiară. Să vorbim doar despre sport. Exact, să vorbim doar despre sport. Vis-a-vis de această partidă, Petrolul Ploiești, cum am spus și mai înainte... Au avut un început mai slab de campionat, apoi și-au revenit, dar au un meci foarte greu cu Botoșani. Au, în opinia mea, greu, chiar foarte greu.
pentru că Botoșani, o echipă care joacă, aș, pe cei de la Botoșani aș pune parcă pe aceeași, în balanță cu FC Universitatea Craiova. Când mă uit la FC Universitatea Craiova, parcă îi văd pe Botoșani și invers. Exact, același tipar. Cu toate că a plecat antrenorul de la Botoșani, a plecat la Craiova, mie îmi place Teja. Mie îmi place Teja, îmi place cum pune echipa în teren, îmi place că toți jucătorii se supun cerințelor antrenorului și se vede că se lucrează la antrenament. De asta spun că o să fie un meci foarte greu pentru Petrol. Da, pentru că după victoria de la Cluj împotriva CFR-ului, Botoșani a mai obținut un punct în următoarele două etape a list și este în afara play-off-ului, obiectivul declarat al clubului. Așadar, mă aștept să încerce să recupereze de la Ploiești punctele pe care le-au pierdut în aceste două etape, însă vor întâlni un adversar care, exact cum este și FC Argeș, se transformă când joacă acasă, cu aportul publicului, pentru că, uitându-ne și punând în paralel, cam așa arată Petrolul cum arată Rapidul. Când joacă acasă, publicul cald îi împing de la spate spectatorii și se transformă echipa, se coordonează foarte bine, se ajută în teren jucătorii și pot obține punctele de care au nevoie. Însă mă aștept ca la acest stil de joc pe care are Botoșani ofensiv, Petrolul să facă pasul în spate, să cedeze terenul și să încerce pe contraatac să lovească așa cum a făcut și cu Rapid. Bun, putem să trecem atunci mai departe și la următorii. FC Argeș și întâlnește Hermannstadt. Asta spuneam mai devreme, că s-ar putea să fie un meci destul de incomod pentru cei de la FC Argeș, luând în considerare parcursul celor de la Hermannstadt, dar și parcursul lor până acum. Așa cum ziceați voi, un roller coaster, când de o parte, când de cealaltă. Da, să știi că e o mare diferență între FC Argeș când joacă acasă și FC Argeș când joacă în deplasare. Hermannstadt o să aibă un meci foarte greu. Foarte greu la FC Argeș, pentru că o echipă, FC Argeș văd o echipă de casă, așa. Acasă joacă foarte bine. Foarte bine. Nu știu dacă mi-aduc bine aminte în acest deci campionat. Deci nu au un public numeros, da, să spui se simt bine, presiune, se simt bine pe teren propriu, se simt bine cei deci de la... Deci zona de confort ce... din exact. Multe puncte de vedere, n-are cum să fie chiar asemănător, mă gândesc, nu știu. Exact. De asta spun că pe cei de la Hermannstadt îi așteaptă o partidă foarte grea, dar nu știu, eu nu acum dacă aș fi antrenor de la Hermannstadt, le-a spune să joace la fel cum au început campionat, pentru că nu au nimic de pierdut. Adică ești o echipă din nou contră. Promovată, ești o echipă nou promovată. Nu i-aș vedea pe Hermannstadt, sincer, acum să-i văd, nu știu, pe două linii. Să se pună de la începutul meciului, să jucăm numai, nu știu, minge lungă și chiar nu-l văd pe Măldărășanu genul ăsta de antrenor să bage autobaza în poartă. Am trecut de vremurile alea când aveam un antrenor care băga autobaza în poartă și... Nu puteai să treci de el. Nu puteai, băga, nu un autobuz, 10 autobuze pe linia porții. Dacă m-ai fi întrebat ieri înaintea partidei FC Hermannstadt-CSU de partida aceasta FC Argeș-Hermannstadt... Deci fi întrebat, dar n-ai fost aici cu noi. Aș fi spus că vor câștiga piteștenii, însă după cum a evoluat Hermannstadt aseară și acest boost de încredere pe care îl câștigă echipa lui Marius Mărdărșanu de la meci la meci, mi-am schimbat puțin opinia, viziunea și nu mai sunt atât de convins că piteștenii pot câștiga ușor această partidă, chiar dacă joacă acasă și au această calitate de a trata altfel meciuri de pe teren propriu. Acum vin și cu o oarecare liniște sibienii, chiar dacă mai au restanțe financiare doar în ceea ce înseamnă primele de promovare, salariile sunt la zi, s-au relaxat și ei un pic din punctul acesta de vedere, pentru că oricât ai încerca să nu te gândești la banii aliști, în momentul în care sunt 3-4 luni de neplată, te apasă lucrurile acestea. Eu nu spun la urmă, stai puțin, că tu te duci la job. Prestezi. Da? Muncești ceva. E indiferent. Asta e. Dai randament, nu dai randament. Ai un contract de respect. Nu e normal să te frustrezi, nu e normal să ai o problemă. Și, dar nu s-a simțit pe teren treaba asta. Păi, exact, pentru că s-au dus la job, știi? Asta mi s-a părut. Adică s-au dus să-și facă meseria. Băieți, uite că cele 25 de secunde în meciul cu FCSB când au refuzat jocul și cu înțelegerea gazdelor de atunci, pare că acest demers a trezit puțin autoritățile de acolo. Nu cred,
Sper. Mamă, Ionuț, eu nu sper cred că oamenii... stăteau oamenii și ai zis, mamă, au stat 25 de secunde și n-au jucat. Nu, gata, hai să le dăm bani. Ceva în alea 25 de secunde. Erau aceste patronii proteste. Celor de la Hermannstadt, cred că erau, mamă, deci au făcut-o pe asta, deci nu se mai poate, deci gata, trebuie să le dăm bani. Nu, dar vreau să spun că se mulțesc aceste proteste și poate și prin prisma rezultatelor pozitive pe care această echipă reușește să le obțină, să fie un imbol pentru oamenii să nu lase să moară echipa aceasta și să ajungă din nou în Liga a doua. Pentru că până la urmă, vrei, nu vrei, este echipa faniona orașului, până în momentul în care va veni o alta, cea despre care tot vorbesc localnicii Inter Sibiu, care este prin Liga a patra. Se construiește un stadion acolo sau este pe cale să fie finalizată acea etapă a reconstrucției, așadar această echipă va veni acasă. Și cred eu că sibienii o vor primi cu brațele deschise, chiar dacă mulți nu se identifică. Dar mereu la Sibiu, când mi-aduc aminte, când jucam și eu la, contra celor de la Sibiu. Era voință atunci, nu? Da, da, stadionul plin. Fără discuție. Adică... Dar cred că o să fie stadionul plin când o să se facă, când o să se termine stadionul. Ținând cont că e și un stadion nou, o să fie un stadion nou. Plus că să nu uităm faptul că Sibiul este un oraș turistic și este un oraș unde destul de mulți oameni îl aleg ca și destinație de weekend sau numai. Adică... E un oraș totuși cu o potență financiară. Sunt câteva companii acolo care s-ar putea îndrepta și către sport să ajute echipa aceasta. De nevoi. Știm foarte bine că lucrurile sunt mai complicate decât lăsăm noi să pară. Până la urmă să revenim la partidă și la oile noastre, pentru că joacă Farul Constanța. Farul. CSE Universitatea. Constanța cu CSE Universitatea Craiova. Da. Păi se duc, am început cu cei de la Farul, pentru că oaspeți, dar oaspeți de onoare în cazul ăsta. Ce să zic? Derbiul etapei, Ionuț. Liderul ligii întâi. Derbiul etapei. Fără discuție. Nu? Ținând cont că s-a amânat FCSB cu CFR. Da. S-a amânat FCSB cu CFR. Să se odihnească. Să se odihnească și, punctul de vedere... Da, foarte bine să... Foarte nu? Bine că au să aibă parcurs bun. Că au putut să amână ce cei de la Liga. Fiecare etapă odihnim două formații pentru că dăm campionatul peste cap. Dacă... La fiecare meci european aceste două echipe și amână. Dacă sunt au deja două, da? Amânate. Dacă sunt șanse să aibă rezultate, să aibă foarte rezultate bune și să intrăm în primăvară europeană, de ce nu? Bun, dar ce facem cu campionatul? Pentru că există niște bani care se dau, există niște audiențe care se dau peste cap. Meciurile se desfășoare. Nu, dacă aș fi vrut și eu să vă meciul ăsta acum, poate că voiam și eu să vă meciul ăsta. Ei, hai, lasă că o să-l vezi data viitoare, plătești abonament. O să-l vezi data viitoare, te duci, uite frumos, pentru că toți suntem în București. Că dacă eram la Cluj, cu siguranță mergeam acolo. Iei bilet, că și așa să văd că se răzvrătește toată lumea pe prețul biletelor de la meciuri, deși nu înțeleg de ce, pentru că... Ce vorbești la plural? Că nu înțeleg. Nu înțelegi că noi plecăm. Mă, da, mă, lași în pace. Luăm bilet, mergem, facem... Nu, te duci tu, e diferență. Păi, dar se revolta băiatul ăsta într-un colț și voiam să-l susțin, uite aici. Poți să te duci să vezi partidele din competiția europeană. Vezi altceva. Păi da, dar ambele sunt în deplasare acum. Dar nu acum. Măi, tu te referi hai, mă, pe că viitor. Mă enerva. Hai că-mi dau astea jos și plec. Da. Lasă, că ai timp să-i vezi pe cei din campionat în momentul în care vor veni. Oricum joacă multe etape, doar să vedem pe din campionat. Doar dacă... Da, ea nu m-a întrebat tu. Ia gata. Nu spun, nu zic. Legat de meciul acesta, Farul. Te rog, Ionuț. Farul. Ți-a dat voie. CSE Universitatea cu Farul. Farul, mă aștept să văd o reacție a craiovenilor până la urmă după ceea ce s-a întâmplat aseară. Și mai ales faptul acesta că nu mai sunt angrenați în nicio competiție europeană. Ar trebui să le dea și lor un imbol să profite de pașii greșiți ai adversarilor, așa cum se întâmplă în cazul Rapidului și ai Farului. Farul vine pe cai mari pentru că a reușit să obțină niște rezultate fabuloase, să reușești să nu pierzi cu CFR și cu FCSB, mai mult să și câștigi 3-1, să le marchezi celor două formații. Aceste rezultate nu pot altceva decât să-ți dea încredere și de ce nu să dai lovitura și să realizezi o triplă de vis în această săptămână, cum bineînțeles nici ei nu și-ar fi închipuit-o, cu 3 victorii din 3. Da, nu exclud rezultatul, mai ales că se va juca în continuare la Severin, stadionul din Craiova fiind într-un proces de renovare al gazonului. Deci nu o să joace cei de la Farul Constanța, nu o să joace la Craiova. Un minus pentru cei de la CSE Universitatea și eu vreau să-i văd dacă într-o perioadă scurtă reușesc să pună trenul așa pe șine, să spun, pentru că au deraiat. Aseară au deraiat și nu au prea mult timp.
Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut toată declarația lui Mirel Rădoi de aseară, când a spus că el este principalul vinovat, el trebuie să... Dar de ce e el principalul vinovat? Pentru că a spus, pentru că eu nu am făcut tactica cum trebuia. Eu nu am fost în stare să pun jucătorii, să fac jucătorii în așa fel încât să le fac, să le creez spații, să le creez culoare, să... Dar nu se spune că rolul antrenorului este să ducă echipa până în 16 metri Dacian și acolo intervine valoarea jucătorilor? Ba da, normal că așa se spune. S-a părut că nu au reușit să aducă mingea până acolo? Mă așteptam mult mai mult de la Craiova. Fără discuție. Sincer, totuși, o echipă care au jucători cu experiență, jucători cu calitate. Dacă luăm, cred că facem așa o comparație și luăm fiecare jucător de la Hermannstadt și fiecare jucător la CSE Universitatea, că ne-am întors iar la meciul de ieri, e diferență mare. Dar te aștepți la o reacție a Craiovei? Asta spun. Sunt curios să văd reacția celor de la jucătorilor de la CSE Universitatea Craiova, pentru că exact cum a spus și Mirel aseară. O echipă mare nu câștigă două meciuri și apoi face un egal, pierde, iar mai câștigăm două meciuri sau un meci, iar facem un egal. Ce spunea și Ionuț de Constanța lucrurilor? Asta vis-a-vis de CSE Universitatea. Iar la Faru Constanța numai cuvinte de laudă, sincer. Nu că este echipa pe care am ales. Noi râdem și glumim, dar... pe care le-am făcut între noi, dar arată foarte bine. Un atac foarte bun. Un atac letal, din punctul meu de vedere, e senzațional. Luis Munteanu, un jucător cu calități extraordinare și o schimbare de mentalitate, un alt jucător. Ce înseamnă străinătatea? Da. Cum te schimbă? La fel ca Iannis. A plecat, s-a dus la Fiorentina și când s-a întors, nu știu, cred că ar trebui să dăm cât mai mulți jucători la... Nu știu, un an în probe sau... Clar, pentru că te schimbă experiența exact. Din și afară. Te face mult mai puternic. Și înveți multe alte lucruri. Știm foarte bine și ca simplu. Vreau să vă spun că la media și este... Cred că le-a cam sunat ro-alertul. Este o alertă de un cod, un ce se face la meteo, că nu știu, destul de nasol. Deci vedem cum de va fi cu meci. Bănuiesc. Da. Gata, dragilor. Dai seama ce orăzărie o să fie acolo. Hai. La noi e cod de veselie. A zis orăzărie, am înțeles, gata. Se merge pe Asia, am bănuit eu așa după. Asia e, da. Japonia. Bun. Japonia, hai, până una alta, Costinești. Ne vedem săptămâna viitoare de luni, tot de la 17. Weekend frumos.